Ca animalele să poată supraviețui în sălbăticie, evoluția le-a oferit o mulțime de mecanisme de protecție. Unul dintre exemplele care îmi pare foarte interesant sunt copitele de cal. Toți știu cum arată la indivizii adulți, dar mânzii care numai ce au apărut pe lume sunt cu totul altă poveste. Când se află în pântece, copitele lor sunt acoperite cu o capsulă moale din țesut viu. Se numește eponichium. Aceeași substanță se află la baza unghiei umane, să nu fie confundată cu cuticula. Eponichiumul este alcătuit din celule vii, iar cuticula din celule moarte. Dar să ne întoarcem la mânzi. De eponichium, micuții au nevoie pentru două scopuri. 1. Protejează uterul matern în timpul sarcinii, ca puiul să nu lovească și să nu rănească uterul din interior. Plus, permite mânzului să se miște liber prin canalul de naștere când vine timpul și asta e foarte deștept din partea naturii. Dacă s-ar fi născut cu copite tari, atunci fiecare naștere ar putea deveni ultima pentru iapă, fără măcar să înceapă. Acești papuci au o textură moale ca de cauciuc și cad atunci când nu mai sunt necesare. Acest proces ocupă de obicei 24-48 de ore. Și de îndată ce mânzul începe să meargă cât de cât încrezut, acești papuci se rod treptat, expunând copitele tari de sub ei. Dar haideți să recunoaștem că arată acești papuci, după cum deja ne-am obișnuit să-i numim, cam înfricoșător. Apropo, alte ungulate la fel au acest eponichium din aceleași cauze ca și caii, bovinele, ovinele, antilopele. Pe lângă siguranța mamelor, această structură mai ajută la protecția membrelor puiilor de răni și infecții în timpul nașterii și dezvoltării timpurii. Aceeași schemă funcționează și la porcii spinoși. Dacă încercați să vă amintiți de unde are acest animăluț copite, nu merită, vorbesc despre acele acestuia. Sunt ascuțite și lungi, acoperă corpul porcului spinos de-a-ntregul, protejându-l de prădători. Dar cum de reușesc mamele să nască puii când sunt atât de înțepători? Răspunsul este clar, deși se nasc cu oace, ele sunt prea moi, ceea ce înseamnă că nu pot străpunge canalul de naștere și nu pot să o rănească pe mamă. Dar dacă puiul iese cu spatele în față, în cazul dat, totul poate să devină dificil, fiindcă nașterea are loc împotriva acelor. Dar nașterea cu partea greșită e o problemă pentru toate animalele, nu doar pentru porcii spinoși. Peste câteva zile după naștere, acele porcilor spinoși se întăresc și devin tari pentru totdeauna. Apropo, asta e absolut irelevant, dar această specie de porc spinos cu coadă prehensibilă are altă problemă la naștere. Apare pe lume pe copac. Deși oamenii de știință n-au văzut cum cade de pe copac un pui nou născut, asta probabil că se întâmplă în natură. În orice caz, odată a fost observat un mic porc spinos care din toate puterile încerca să se prindă de o ramură, când i s-a rupt cordonul umbilical. Evident că nu e la fel de puternic ca și la alt animal, dar la asta ne vom întoarce un pic mai târziu. Merită de menționat că atât copitele calului, cât și acele porcului spinos sunt formate din keratină. Se găsește în unghiile, părul omului, cât și în coarnele rinocerilor. Ah, și încă ceva! Mânzii, ca și multe alte ungulate, se nasc și sunt deodată gata să alerge. Ei bine, cum deodată? Copitele lor trebuie să fie destul de puternice ca să poată suporta greutatea animalului și în același timp să ofere protecție de la prădători. Facele acționează diferit. Ele ascund puii în iarba înaltă. Fac asta nu doar de dragul protecției împotriva prădătorilor. Ascund puii de oameni. Pentru că să te ridici și să fugi în cazul cu oamenii nu e de ajuns. Astfel, vaca pe nume Clarabel a fost salvată de la fabrica de lapte de adăpostul fermierilor din Australia. Atunci când voluntarii au examinat-o, au depistat că Clarabel e însărcinată. Apoi, cu aproximativ o săptămână înainte de naștere, vaca se purta straniu. Se ținea la distanță, era foarte precaută. După asta s-a aflat că ea deja a născut în secret și ascundea vițelul în iarba înaltă. S-a dovedit că vaca era atât de întristată de amintirile despre cum viței precedenți i-au fost luați de fermier că a decis să-și ascundă vițelul pentru ca să nu-i fie luat. A fost înregistrat și alt caz. O vacă, știind că îi va fi luat vițelul, a născut gemeni și s-a întors doar cu unul la fermier.
pe al doilea l-a scuns la fel în iarbă. Cu părere de rău, a fost găsit în curând. E trist, desigur că, dar așa comportament arată perfect cât de puternic este instinctul matern la vaci. Iar la căprioare totul este și mai interesant. În cursul evoluției au dezvoltat o abordare aproape unică, care le face practic invizibile pentru prădători. Puiul de căprioară este greu de mirosit din cauza glandelor odorante subdezvoltate. În plus, la naștere femela își linge puiul ca să elimine mirosurile care pot alerta prădătorii. De aia unii oameni consideră că puii de căprioare nu au miros. De fapt, el există, însă e foarte greu perceptibil. Pentru a nu strica această deghizare și pentru a nu lăsa mirosul să se pună pe pui, mama încearcă să petreacă cât mai puțin timp cu el. Alt mod de protecție împotriva prădătorilor este capacitatea de a încremeni în momentele periculoase. Când se sperie, puiul de căprioare devine practic nemișcat. Ritmul lui cardiac scade și respirația devine superficială, lentă. Probabil că descoperind ceva imobil și fără miros, prădătorul crede că în fața lui e un buștean. Cine va mânca un buștean? Și nu uitați de blană. E brun roșcată cu pete albe, numărul cărora poate ajunge la 300. Această culoare se îmbină perfect cu covorul pădurii, iar cu timpul, când puiul de căprioară crește și micuțul se poate apăra singur, petele dispar. Desigur că nu doar puii de căprioară pot să se protejeze cu ajutorul petelor. Puii de tapir se nasc cu pete și dungi negre, galbene și albe, care servesc drept camuflaj împotriva prădătorilor în primele 3 luni de la naștere. Asta este deosebit de important atunci când mama este plecată să mănânce, iar puiul rămâne să stea pe frunze în pădure. Dacă ne uităm la un pui de tapir și la un individ matur, putem decide că sunt două specii total diferite. Ca și în cazul cu căprioarele, aceste pete dispar încet și cu totul timp de 5-6 luni, când devin destul de independenți ca să se descurce fără ele. Haideți să ne abatem un pic de la ungulate și să acordăm atenție altor animale, de exemplu vidrelor de mare. Sunt niște tipi adorabili și pufoși care petrec aproape toată viața în apă și rar când ies pe uscat. Totuși, imediat după naștere, puii sunt incapabili să înoate, de-aia femelele își duc puii pe burtă, înotând pe spate și hrănindu-i. Doar că pentru a dobândi această hrană, trebuie să se scufunde. Doar nu o s-o facă cu puiul pe burtă, iar în lumea animală nu există glovo. Vidrele au rezolvat și această problemă. Învelesc puii cu algele care ascund micuții de prădători, apoi îi atașează de un obiect, de exemplu de vreo ramură. Timp de câteva luni, puiul dezvoltă o blană foarte densă, care îl împiedică să se înnece. Când spun densă, am în vedere 150.000 de fire pe centimetru pătrat. Imaginați-vă așa densitate! Așa blana e ca o vestă de salvare, oferă flotabilitate când e necesar. Ea menține aerul aproape de corpul micuțului, ceea ce îi permite să înoate pe valuri fără efort și să se scufunde odată cu mama. Blana nu le permite să se înnece și chiar dacă îi scufunzi, micuții vor pluti la suprafață ca niște dopuri. Alți înotători perfecti sunt rațele. Ele nu îngheață în apă pentru că penele lor sunt impermeabile. Oricum, rațele nu au această proprietate de la natură, ci singure ajung la acest efect. La baza cozii au o glandă specială care elimină grăsime. Când are grijă de ea, rața întinde această grăsime pe toate penele, făcându-le impermeabile. Bine, dar cum rămâne cu puiilor? Se consideră că aceștia nu pot înota. Ați auzit despre asta? Păi iată, e ironat. Dacă ajung în apă, se vor menține la suprafață cu ajutorul labelor și aripilor. Dar penele lor, spre deosebire de maturi, se udă. Glandele lor nu produc grăsime până puii nu ajung la vârsta de 4 săptămâni. Fără astfel de protecție, aceștia se udă rapid și îngheață în apa rece. Ăsta este un pericol pentru rățuștele domestice care cresc fără mame. Dacă vor ajunge în apă înainte de posibilitatea de a se hidroizola, pot să răcească sau chiar să se înnece, de la epuizare, încercând să se mențină la suprafață. Rațele sălbatice nu sunt amenințate de asta, datorită contactului strâns cu mama. Micuții se freacă de ea și astfel primesc cantitatea necesară de grăsime. Mamele le oferă o parte din caracteristica lor impermeabilă. Dar cea mai impresionantă istorie în episodul de astăzi este istoria leneșilor. În 2020, turiștii din Costa Rica au asistat la un eveniment foarte rar, nașterea unui leneș cu 3 degete.
Oamenii au observat animalul din automobilul lor personal și n-aveau habar că se află în ultima etapă de naștere până nu s-au apropiat. Caracteristica specială a acestei naștere a fost faptul că s-a întâmplat ceva neobișnuit, iar asta a fost capturat pe cameră. Cordonul umbilical l-a împiedicat pe pui să cadă. Peste câteva secunde după apariția pe lume, puiul a alunecat din brațele mamei. Imaginați-vă ce tare s-a speriat mama dacă ar fi reușit să facă asta. În loc să cadă, puiul a atârnat pe cordonul umbilical. Da, ca o jucărie de braț sau ceva de genul. Mama a întins imediat laba și l-a strâns la piept de parcă nimic nu s-a întâmplat. Acest caz a pus cercetătorii pe gânduri. Poate oare cordonul umbilical să servească drept unei frânghii de siguranță pentru mamiferele care locuiesc pe copaci? Cu părere de rău, nu există destule dovezi pentru a afirma ceva la sigur. Să vezi nașterea unui leneș e o raritate, iar să capturezi asta pe cameră, în general, e wow. Leneșii sunt foarte secretoși, niște creaturi sedentare care aproape permanent se ascund pe vârful copacilor. Leneșii cu trei degete, din care există patru specii, e mai greu să fie găsiți în sălbăticie decât verii lor cu două. Cu toate astea, alt caz asemănător a fost înregistrat în 2013, atunci când un leneș nou născut a căzut, dar s-a prins cu cordonul umbilical de o ramură. Asta i-a permis mamei să ajungă la copil, să-l apuce și să-l tragă spre ea. Doar atunci când s-a asigurat că puiul e în siguranță, a mâncat cordonul umbilical. Da, e ceva normal și se întâmplă de fiecare dată. În același timp, mamele dau în jos labele ca să poată să prindă puiul înainte ca el să cadă. Asta înseamnă că atârnarea pe cordonul umbilical nu se întâmplă des, ci e mai degrabă o excepție, un plan B. Cu toate astea, e plăcut să știm că puii pot supraviețui, chiar dacă în timpul nașterii poate să se întâmple ceva ce nu intra în plan. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!